Și ce ai vrea tu? Să nu fie spânzurat fără judecată. Așa e legea. În isprăvnicatul meu, eu sunt legea. Extraordinar actor de teatru, film și televiziune, Adrian Virgil Pintea, născut într-un 9 octombrie al anului 1954 în Beiuș, a devenit aproape celebru datorită rolurilor din Iancu Jianu Zapciul sau Iancu Jianul Haiducul. Actor angajat al Teatrului Notara din Capitală, inegalabilul Adrian Pintea și-a iubit publicul, smulgându-i întotdeauna ropote de aplauze, cu interpretările rolurilor atribuite și rămase de neuitat, precum Oedip, Romeo, Achille, Henric al IV-lea și multe altele. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Mai greu e oare să înduri săgețile norocului potrivit? Sau fierul să-l ridici deasupra mării de grijă și să o curi? Să mori, să dormi. Valențele sale de artist plurivalent au fost probate prin participarea sa în spectacolele formației Iris, sau mai bine, prin calitățile sale vocale, dovedite odată cu duetul realizat de actor cu Mălina Olinescu. Iubirea noastră, fără de perete, aseară s-a sfârșit. În mod banal, ca un turist oprit la Vama Veche, pentru trafic de arme ilegal. Unde a plecat iubirea noastră, ca un eco cel mai aud, spre ce priveliște? Adrian Pintea, adulat de public, datorită interpretărilor sale în roluri de teatru sau film, a sensibilității sau tăcerii prin care reușea să transmită mai multă emoție decât prin oricare alt cuvânt rostit, ajunge în timp asistent universitar la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Ca profesor, Pintea, cu amestecul său inconfundabil de emoție, grație și timiditate, devine pentru studenții săi pedagog și prieten, critic și admirator, stârnind totodată adevărate pasiuni printre discipolele sale. De altfel, actorul care susținea că singura calitate care deosebește pe om de animal e capacitatea de a iubi conștient se afla acum în pragul aducerilor aminte la vremea debutului său în 1980, pe când Adrian trăia o frumoasă poveste de dragoste cu actrița Irina Petrescu. Dar vremea trecând peste amândoi l-a făcut pe Adrian Pintea, care după cum afirma încă mai credea în luatul de la capăt cu o forță nouă și un gând mai bun, să încerce o altă relație și asta nu doar pentru o singură dată.